Protest în stradă din cauza frigului din locuințe, școli și spitale. Peste 100 de oameni din Drobeta, Turnul Severin s-au strâns în centrul orașului, revoltați că, deși suntem în prag de iarnă, nu au căldură. E o chestiune de viață și de moarte aici. Iertați-mă, degeaba, trebuie să o înțelegem. Am stat cu ei, am rugat. Frig. Multă lume peste ei. Mergem peste ei. Ce interese au acest oameni? Peste 80.000 de oameni stau în frig, iar după ce în ultimele zile temperaturile au scăzut drastic, situația a devenit și mai grea. Cum e în case acum? E mai frig decât afară. E mai frig decât afară. Afară e cald și bine, poți să stai în palton, în geacă, și în casă nu poți să stai nici în 5 ploburi sau 5 arată. Datorită unor oameni care nu știu să chizuie banul al nostru. Situația e dramatică nu numai în case, dar și în școli și spitale. Ei, am ieșit pentru că și eu același lucru îl simt ca și domnul, ca și toată lumea. Da? Am și eu copil și eu, și mie mi-e frig. Școlile sunt în frig. Da? Cum se pare situația ca orașul tot sărăm? Eu vin acum de la spitalul unde lucrez, la spitalul în secția de psihiatrie și pur și simplu n-am pus în desfășură activitatea că efectiv am înghețat de frig. Dacă veniți și vedeți bolnavi în ce condiții stau, eu cred că nici la ochi de spirche nu era așa ceva. Orașul a rămas în frig după ce termocentrala a intrat în faliment, iar firma care trebuia să construiască una nouă nu a terminat investiția. Mai mult, acum a contestat și licitația prin care primăria desemnase o altă firmă să asigure încălzirea orașului. În măsura în care se judecă această contestație și din momentul în care am primit un răspuns, 7-10 zile este agent termic în orașul Drobeta, Turnul Severin. Oamenii sunt disperați și au inițiat deja o petiție în care le cer autorităților să găsească o soluție cât mai repede.